De câteva zile este zarvă la poarta singurei fabrici de procesare a tomatelor din Buzău. Clienții dau năvală să cumpere suc de roșii proaspăt la un preț mic, neschimbat de câțiva ani. Gospodarii ies mult mai bine la socoteală cu acest produs decât dacă ar cumpăra tomatele din piață, scumpe în această perioadă. Cum e? Este, că e ca anul trecut, tot 3 lei. Luați de mult de aici? De vreo 25 de ani. De când s-a dat drum. Este mai convenabil pentru că roșiile sunt foarte scumpe și asta este problema. Și ne-am hotărât să venim să luăm de aici. Și noi primul an. Păi eu m-am dus și zic, lua asta acum, că s-a băgat poate și mare. N-are nimica. Dacă avem răbdare, luăm. După zeci de minute de stat în coloana de mașini, cumpărătorii primesc mult râvnita marfă direct de pe linia de zdrobire. Sucul curge în butoaie, ca de la cișmea. Nu o să stea deloc astăzi, că n-are cum. Dimineața nu vine mai aproape nimeni și după aceea au trecut afară. N-am găsit niciodată așa aglomerat. De 4 ani, luăm, dar așa... E bătălie. E bătălie. Da. Cred că roșiile sunt puține anul ăsta. Am cumpărat, sunt foarte mulțumit de produs, l-am preparat acasă și anul acesta continui cu ceea ce am început anul trecut. Am mai multe recipiente pentru că iau și pentru familia surorii soției mele. De unde sunteți? Ianca. Ianca, județul Brăila. Reprezentanții fabricii buzoiene spun că, datorită stocului mare de tomate recoltate de pe câmp, și-au permis să păstreze prețul de producție de anul trecut. Avem clienți consumatori atât din orașul Buzău, cât și din vecinătate. Putem garanta calitatea produsului, acesta fiind doar din roșii proaspete românești și cu adaos de sare maxim 1,5%. Fabrica buzoiană de conserve va produce suc procesat din roșii românești până la sfârșitul lunii septembrie. Marfa este livrată în recipiente aduse de clienții de acasă.